Acesta este ASUS ZenFone 4, cel mai reușit telefon produs vreodată de ASUS și nu este nicio îndoială în acest sens. Îl vom testa, vom vedea ce poate, vom vedea dacă își merită banii, în fine, vom avea un mega review așa cum v-am obișnuit. Dar partea faină vine abia acum. Unul dintre voi poate câștiga acest telefon. L-am scos la concurs. Tot ceea ce trebuie să faceți este să accesați linkul din descrierea acestui videoclip și veți vedea care sunt pașii pentru a vă înscrie în concurs. Așadar, ce să vă spun, baftă tuturor! Extragerea o vom face la sfârșitul acestei luni, pe 31 octombrie. Succes și baftă tuturor! ZenFone 4 a fost lansat de curând și, fără îndoială, zicem noi că este cel mai reușit ZenFone de până acum. Vom avea și argumente în această privință, dar haide să procedem la deschiderea acestei cutii negre, acestui black box. Bun. În mod normal, te-ai aștepta ca atunci când deschizi cutia să găsești înăuntru telefonul. Dar nu! Iată ce găsim. O surpriză plăcută, zic eu. Mă rog, ceva instrucțiuni, niște hârtii. Și ceea ce avem aici este o husă transparentă. Poate că nu întâmplător Asus au pus această husă în cutie. Vă voi explica imediat de ce. Și în sfârșit am ajuns la telefonul propriu zis. iată -l. Vom începe ca de obicei acest review de la exterior spre interior. Telefonul, husa, care se pune foarte ușor și telefonul arată foarte, foarte bine, o husă transparentă care nu strică aspectul terminalului, și să mergem mai departe să vedem ce mai găsim în cutie. Avem încărcătorul, cablul USB Type-C și o pereche de căști, precum și multiple doape de urechi atunci când vreți să le înlocuiți pe acestea. Să începem cu ceea ce se vede. Designul. Un telefon extrem de reușit care arată premium cu adevărat, un telefon cu spate din sticlă, din păcate magnet de amprente. Uite, face și un soi de ape așa. Este cât se poate de glossy, foarte, foarte frumos făcut. Așa cum spuneam și la începutul acestui review, Zenfone 4 arată cel mai bine dintre toate telefoanele produse de Asus până acum. Și mai este ceva la acest spate care m-a impresionat încă de când l-am văzut prima oară. Faptul că este primul telefon din generația nouă care nu are camerele scoase în afara uh, spatelui. Adică nu mai există acele protuberanțe pe care le au telefoanele de generație nouă și asta pentru că aceste telefoane împachetează senzori și camere destul de puternice, așa că producătorii au ales să le scoată un pic în afara carcasei. Ei bine, Asus au reușit o integrare impecabilă și nu vorbim despre un telefon single camera, ci despre un telefon dual camera. Mare atenție. Așadar, pe spate avem cele două camere, avem un flash LED dual tone. Pe partea din față mai avem o cameră, aceea pentru selfie și butonul de Home. În partea laterală avem on-off, butoanele și respectiv butoanele de volum, iar pe partea stângă avem slotul pentru SIM și card microSD. Așadar, puteți extinde memoria de bază a telefonului cu un card, dacă filmați mult sau faceți multe poze. În partea de jos avem mufa de încărcare, USB Type-C și jackul de 3,5 mm, mufa jack. Așadar, încă un telefon în acest moment care nu renunță la jackul clasic pentru căști. Telefonul are 7,7 mm grosime, deci nu este printre cele mai subțiri telefoane de pe piață din momentul ăsta, dar vă spun foarte sincer că nu mă deranjează. Deși este un telefon cu un display mare de 5,5 inch, se simte ușor, se simte elegant în mână, dar în același timp nici nu are feelingul acela de telefon ieftin sau prea ușor. Este exact cât trebuie din punct de vedere al greutății, dar și din punct de vedere al dimensiunilor fizice. Apăsăm butonul de power și este viu. Cam așa arată display-ul telefonului, este foarte luminos, este un ecran LCD, IPS, de foarte bună calitate, luminozitate excelentă. Da, arată bine, arată premium, telefonul se mișcă impecabil, nu am avut niciun fel de probleme de lag. Oricum, spre finalul acestui review o să-l și, să și testăm, atât teste sintetice cât și jocuri. Știu că a venit moda ecranelor edge-to-edge, edge, dar acest telefon rămâne oarecum clasic, lucru care iarăși nu mă deranjează absolut deloc. Are un screen-to-body ratio de 71, ceva la sută, deci oricum, ecranul acoperă suficient din suprafața telefonului. Mai jos, sub ecran, avem butonul de home, care include și senzorul de amprentă și care merge foarte bine, l-am testat și pe acesta, și cele două butoane de back și butonul de aplicații, de multitask, care de această dată sunt luminate ceea ce iarăși este un plus binevenit. Sigur, aceste mici detalii fac ca telefonul să se simtă unul complet, premium, adică un terminal de 2017 foarte bine construit, din materiale premium, care se simte solid, se simte bine, bine închegat. Haideți să intrăm și un pic în, în partea de specificații, degeaba telefonul este arătos dacă motorizarea nu este pe măsura aspectului lui, dar în cazul de față nu se întâmplă deloc așa. Este motorizat cu un procesor Snapdragon 630, deci un procesor de bună calitate fabricat de Qualcomm, nu este un high-end, dar este un mid-range foarte bun, foarte reușit. Nu prea am avut aplicații care să-l pună în genunchi, iar procesorul este însoțit de 4GB RAM în cazul acestui telefon. Sigur, mai există și o versiune cu Snapdragon 660, tot octacor ca și 630-ul, doar că acela vine cu 6GB de RAM și când spun asta nu mă refer la ZenFone 4 Pro sau la telefoane din gama high-end, ci nu este vorba tot despre ZenFone 4. Nu am văzut încă această versiune, nu am pus mâna pe ea, dar promitem că în momentul în care o vom primi, o vom testa și pe aceasta și vom vedea cât de mari sunt, sunt diferențele. Nu cred să fie foarte mari. Așadar, 630 cu 4 GB de RAM și 64 de GB stocare. Practic, acest model pleacă de la 64 de GB, este cantitatea minimă cu care el vine dotat. În dulcele stil Asus, acesta este telefonul mid-range, haideți să zicem modelul de bază. Odată cu el au mai fost lansate alte câteva modele, este vorba despre ZenFone 4 Pro, acolo discutăm despre Snapdragon 835 și automat despre un alt price tag, și modelul ZenFone 4 Selfie, respectiv ZenFone Selfie Pro 4, Dumnezeule, un nume foarte, foarte lung, două telefoane gândite pentru zona de selfie, dar Money spinner adică telefonul de bază, ar trebui să fie acesta, adică ZenFone 4 normal chiar așa o să-i zic. Sistemul de operare este Android 7.1.1 cu care el vine instalat din cutie. Au mai fost câteva update-uri de securitate, cred, în ultima săptămână, dar fiind un telefon proaspăt lansat, cel mai probabil va primi destul de repede update la Android 8. Iar și un aspect care cred eu că trebuie remarcat la acest telefon este că de această dată Asus nu l-au mai încărcat cu software mai mult sau mai puțin util, așa numitul bloatware, cum îi spun utilizatorii, un Android aproape stock, un lucru care nu poate decât să ne încânte. Și acest telefon poate face multitasking cu split screen, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Cu alte cuvinte, să avem două aplicații deschise simultan pe telefon. Chiar și în aceste condiții, iată, el se mișcă fără pic de lag, deci suportă multitasking în adevăratul sens al cuvântului. Da, motorizarea îi permite, hardware-ul este unul extrem de puternic, așadar nu ar trebui să întâmpinați niciun fel, de, niciun fel de probleme. Și acum ajungem la capitolul cel mai interesant al acestui telefon, cel care zic eu că ar putea fi un diferențiator, faptul că e un telefon mid-range, încă o dată, care se învârte în jurul sumei de 500 de euro în România, chiar puțin sub 500 de euro, dar care vine cu dual camera. Acest telefon are două camere pe spate și camera de pe partea din față, obișnuita cameră pentru selfie. Despre acestea două aș vrea să discutăm, cele de pe spate. Mă așteptam, în primă fază atunci când am văzut că am de-a face cu un telefon dual camera, să aibă un obiectiv wide și un tele. Ei bine, nu se întâmplă așa. Avem un wide și un ultra wide. Camera principală este un 25 de mm cu F1.8, stabilizată optic, deci o cameră foarte bună, extrem de luminoasă, cu un senzor Sony de ultimă generație și el. Cea de a doua cameră însă este un ultra wide, adică un obiectiv de 12 mm, dar cu F2.2 și 8 megapixeli. Cea de-a doua cameră nu cred că este stabilizată optic, spre deosebire de camera principală de 12 megapixeli. Ok, v-ați putea pune întrebarea de ce aș avea nevoie de un wide și un ultra-wide. Ei bine, Asus nu a mers spre portret cu acest telefon, ci tot spre landscape. De exemplu, poți fotografia de la o distanță destul de mică un grup de prieteni destul de mare, aflat destul de aproape. Asta înseamnă ultra-wide, iar un obiectiv de 12mm este cât se poate de, de larg, deci un obiectiv cu o deschidere practic de 180 de grade. Camera de pe față este un 8MP cu deschidere f2.0, tot o cameră wide, aici era previzibil pentru că este o cameră de selfie. Iată așadar, asta e, aceasta este camera principală, cea de 12 megapixeli stabilizată optic cu f1.8, iar aceasta este camera secundară. Se vede că practic este o focală dublă, cea de f2.2 de 8 megapixeli. Iată, mai facem switch-ul odată. Nu există niciun fel de artificiu software pe această aplicație, deoarece schimbarea între camere se face fizic, deci optic, ceea ce vedeți în momentul ăsta, se trece așadar de pe o focală de 25 de mm pe o focală de 12 mm. Putem să încercăm și în studio să facem treaba asta. Iată, wide și ultra wide. Este clar că aria de vizibilitate este cu mult, cu mult mai mare. O chestie practică dacă ești mare amator de peisaje, sau poți fotografia, eu știu, clădiri, grupuri mari de oameni, pentru că, repet, deschiderea acestui obiectiv îți permite. Și asta nu este tot. Este una, dintre cele mai complete și mai reușite aplicații de cameră instalată vreodată pe un telefon, deoarece vine cu un mod pro, destul de bine pus la punct, din care putem, practic, controla focusul, valoarea ISO, iată, în mod vizibil, White balance-ul, compensarea expunerii și multe, multe altele asemenea. Dar partea și mai faină este că toate aceste aplicații Pro pot fi utilizate și în cazul înregistrării video. Iată, în timpul filmării poți păstra control pe ISO, compensarea expunerii white balance, deci în clipa asta telefonul filmează și iată cât de bine schimbă toate, uh, toți parametrii imaginii. Sigur, avem și controlele cu care suntem deja obișnuiți, adică partea de focus și de expunere, care se întâmplă printr-un simplu tap pe ecranul telefonului. Și pentru a răspunde unei întrebări pe care am primit-o deja de la unul dintre useri, este o cameră care filmează 4K. Și în modul video poți comuta de pe o cameră pe alta, de pe camera normală de 25mm pe cea ultra wide de 12mm. Poți face treaba asta chiar în timpul filmării, doar că mare atenție la un aspect. Doar pe camera principală, cea de 12 megapixeli, telefonul suportă filmare 4K. Iată, poți modifica rezoluția camerei, deci atunci când o setezi la maxim, adică 12 megapixeli, Uh, poți să poți avea mai multe opțiuni de, de, filmare 4K la 3840 cu 2160 sau Full HD 1920 ori 1080 la 60 de cadre pe secundă. Bine, și Full HD-ul normal la 30 FPS HD sau uh, rezoluția de 640 cu 480. Bănesc oricum asta nu interesează pe nimeni. Ce este de reținut este că așadar pe camera principală poți filma atât 4K, dar și full HD 60 fps. De asemenea, stabilizarea optică există pe această cameră, funcționează și în modul video. Și mai este o chestie foarte, foarte interesantă la această cameră, și anume că ai posibilitatea de a trage RAW, deci poze în format RAW, o chestie binevenită by default pe cele mai multe dintre telefoanele actuale nu ai această posibilitate, trebuie să instalezi o aplicație suplimentară. Iată însă că Zenfone 4 vine cu posibilitatea de fotografiere RAW, de filmare 4K și Full HD la 60 de cadre pe secundă. Așadar, da, este un telefon orientat pe zona asta de multimedia și pe capabilitățile de filmare și fotografiere. Nici camera din față, deci camera frontală a telefonului, nu este, nu este rea. Este chiar o cameră cât se poate de bună, în ciuda celor 8 megapixeli pe care îi are. Iată, cam așa se vede. Vreau să spun sincer că am fost mulțumit de capabilitățile acestui telefon pe parte foto. Fotografiază bine în low-light, cu destul de puțin zgomot. Și de asemenea mai are și câteva posibilități care sunt acum la, la mare modă, Aceea de a, acelea de a obține un background blurry asemănător unui, unei camere DSLR și altele asemenea. Sigur, opțiune de beautify, posibilitatea de a realiza gifuri animate, panoramă slow motion sau time lapse sunt tot atâtea opțiuni care se regăsesc pe Zenfone 4, așadar un telefon fully packed cu capabilități, cu capabilități foto. Este un telefon pe care îl poți pune alături de orice alt terminal, chiar o dată și jumătate sau de două ori mai scump și este comparabil, atât din punct de vedere al designului, cât și cel puțin pe partea de cameră, din punct de vedere al capabilităților, Vă spun sincer că nu l-am testat până acum în Antutu, așadar vom închide absolut toate aplicațiile. Iată, tocmai ne-a arătat că a eliberat 640 de MB de, de memorie. Haideți să-i dăm un test în Antutu și să vedem cam unde s-ar situa din punct de vedere al performanțelor. Așadar, un scor de 64.815 puncte, un scor previzibil pentru un telefon mid-range, este cam pe acolo, în această zonă. De fapt, cam toate telefoanele motorizate cu Snapdragon 630 sau 626, cam ăsta este scorul. Oricum, în utilizarea de zi cu zi, el se mișcă ok, adică nu am avut niciun fel de, niciun fel de lag sau de surprize. Un telefon robust, motorizat suficient de bine, la un preț zicem noi cât se poate de accesibil. Haideți să-l testăm și într-o situație real-world. Am instalat NFS No Limits pe el. Și eu am pe partea de plusuri ar fi de menționat designul, un telefon care arată foarte, foarte, foarte bine și partea de cameră, un telefon dual camera, la banii ăștia găsești ceva mai rar și nu este un dual camera oarecare, ci un dual camera de foarte bună calitate, încărcat de facilități foto video. Dacă vrei un telefon care să arate și să se miște excelent, dar pe care să nu dai un rinichi, ZenFone 4, credem noi că este unul dintre telefoanele potrivite pentru acest task. Știm că în acest moment s-a ajuns cu terminalele în jurul sumei de 1000 de euro pentru telefoane gen Note 8 sau iPhone 10, dar ZenFone 4 este un telefon care arată bine la bani mai mult decât rezonabil. Arată, se mișcă foarte bine, plus că vine cu această poveste cu două camere și cu o aplicație foto-video extrem de bine pusă la punct. Și bineînțeles reiterăm în acest moment faptul că poate fi al vostru. Așadar, intrați în linkul din descrierea acestui video și veți putea participa la concursul nostru la care puteți câștiga nici mai mult, nici mai puțin decât un ZenFone 4. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru dacă vă place ceea ce vedeți, iar dacă sunteți deja subscriberi și nu vă deranjează foarte tare, trageți de clopoțel și dați un share pentru prietenii care, de exemplu, ar putea fi interesați de ZenFone 4. Vă mulțumim mult și ne vom revedea în curând cu un alt mega review.